Bună dimineața, bun găsit la Click Poftă Bună, că tot e campionatul mondial. Am zis să nu o să dau o fugă prin Brazilia, am adus Brazilia cumva aici. Nu pe Ronaldo, nici pe Ronaldinho. Hey, Ronaldo acum vreo 3-4 ani, cred că se scria în categoria mea. Da, semeni un pic, da. Bom dia, bom dia, ca să vorbim portugheză, nu? Oh, da. Oh, si. Viorel Copolovici lângă mine. La în această dimineață. Noi pornim direct cu dulcele. Facem, da, păi facem, dimineața facem. Zahărul e esențial. Normal, trebuie să ne energizăm. Și suntem oricum suficient de dulci. Am vorbit și imediat și despre Brazilia. Dar, stai așa, să vedem ce gătim astăzi. Hai să vedem. Eu hai să vedem ce avem pe masă. Avem pișcoturi pentru tiramisu. Da. Pișcoturile astea nu sunt bune la nuntă, știi? Cu șampanie, niciodată. Te înveți? nu sunt bune. Deși să știi că toată lumea le cumpără și la nuntă. Dar de ce nu sunt bune? Ia spune-mi așa. Pentru că pișcoturile pentru nuntă, pentru așa. Ceremonie, sunt de patiserie, sunt moi. Sunt cu crustă de zahăr. Nu așa crocanțele ca astea. Sunt foarte bune. Da? Sunt foarte bune. Astea sunt pișcoturi pentru tiramisu. Deci hai să ne punem pe treabă. Păi nu mă inspiră tarta asta, mă duce cu gândul la Brazilia. Multă culoare, Rio de Janeiro. Da, s-ar putea să fie chiar un pic dulce. Un tiramisu, oricum ar fi el, începe cu cafea. Și în cafea... Eu vreau să-mi moi. Am moi mai târziu. Lasă-le tari. Mă spuneați, gata. Cu un pic de lichior. Așa, tu am fac acolo. Cafea și lichior, da? Prima treabă, prima prepare parte. Prepare o cafea tare, tare. Pui câteva picături de lichior tare, gros. Și lași de parte. Frești gălbenușurile cu zahărul. Ia să vedem cu gălbenușurile. Ia. Hai. Da, acum rog, o faci tu. Te rog, lasă-mi plăcerea asta. 8 gălbenușuri, le separi? Și cu albușurile ce facem? Vedem noi. Opt gălbenușuri cu zahăr. Cu zahăr, da? Da. Bun, în rețete mă distrează pe mine că scrie se freacă gălbenușurile cu zahăr până se albesc. Gălbenușurile, dar nu zahărul. Oricum e brun. Ideea e că e un fel de spumă, știi? E un fel de cremă pe care, cu ajutorul zahărului, reușești să o omogenizezi. Vrei să o omogenizezi eu? Uomo! Așa, bun. Pasul următor, zice că trebuie să bat frișca tare, știi? Și apoi și să o tare. Amestec cu mascarpone. Să vrei să-ți dau frișca? Da, că ești amabilă. E moale acum, da? E foarte moale. Se vede. Mai de sus. Cu cascadă. Cam câtă să pun? Hai cu cascadă. Pune, că nu pui de la tine. Gata? Ai zis gata? E ok. Ia să vedem. Ia. Dă să țin o spatula. Ce mare frișcă am făcut noi aici. O mare brânză. Aia e, că dacă e aproape brânză, înseamnă că am făcut mare frișcă. Fii atentă. Da, trebuie să ai încredere în mine. Am, de plină. Fantastic. Nu simt nimic. Ce bine, nu simt încă. Bun. De ce tare? Acum? Stă bine deasupra. Fii atentă ce trebuie să faci. Ești atentă? Ce am zis? Focus. Focus, da. Frișca. Da. Trebuie amestecată cu mascarpone. Da, știi? Pe da, mascarpone. Știu. E, și într-un alt castron. Încet, auzi, deci. Punem mascarpone și după omogenizăm ușor frișca, nu? Da, nu, frișca în mascarpone de sus în jos. Da, stai, tiramisu, 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 tiramisu. Pune. Mhm. În momentul ăsta avem frișca cu mascarpone într-o parte, revenim la gălbenușurile cu albe, zahăr, da, albe, albite de tine, și le fierbem pe baie de aburi. O baie de aburi foarte simplu de făcut. A la Maria, nu? Oriunde acasă. E o cratiță în care punem puțină apă și un castron care să nu atingă apa. O și atinge. Ca să verificăm, vedem dacă face ochiul. Nu face. Uite, e bine. Și ziceam că mai punem din lichiorul ăsta minunat,
în crema noastră să nu-l pui de... Să nu-l pui pe tot. Ce avem noi aici, Diana? Cremă de? Lichior de... De? Ouă. Ouă. Zici și mie până când trebuie bătută asta. Păi nu știu, tu știi. E acolo. Bați frișca spumă tare, nu e asta. Nu. Lași la rece, amesteți cu grijă? Nu. Nu. Pui vasul pe baie de aburi, torn restul de lichior în fir subțire. Ai turnat în fir subțire. Și amesteci până se îngroașă. Cât? Aproximativ 10-15 minute. Bun. E, crema e groasă? E groasă, nenică. Se îngroașă treaba aici. S-a îngroșat toată situația. Și o să punem și pasta la rece, da? Da. Bun. Oprește-te. Dar pe cine am mai pus la rece? Cafeaua. Acolo pe fereastră. Bun. Bon. 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 Am scos din frigider, tu vorbești acum portugheză, bine? Da. Am scos din frigider cremele reunite și răcite. Și tu cum vorbești? Eu știu că să mă lași doar pe mine până la final. Și mai am și... Cafea. Cafe. În care o să înmuiem niște pișcotau. 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 Așa. Și o să montăm aici. Montau. Întâi cu un pic de cremă, fii atent. Fii atentă ce facem aici, fii atentă. Ești atentă? Da. Toată ziua? Tot timpul? Eu vreau să pun și câteva de se vadă așa pe margine. Ia să vedem cum faci tu așa. În timp ce eu îl moi. Noi doi. Și o umbrelă. La castron. Așa ce fezi un tiramisu? Nu, tiramisu la castronul. Mă, Vasilia, si. Da, si, da, si. Obrigado. E foarte tare rețeta asta, e foarte ușoară. Puteți o faceți și voi acasă. Din click, poftă bună. O foarte găsiți rapidă. Și, da, și ingredientele sunt la o aruncătură de băți. Și din bucătăria braziliao, portugheză, mergem în cea chinezească. Hansa, ai, revenim!